Este de fapt foarte proaspăt în memorie și ieri și alaltă ieri am avut discuții largi cu societatea civilă. Luni a fost discuții în cadrul a mai multor ateliere de lucru, după care ieri am participat la conferința societatea civilă, guvern și parlament. Au fost discutate mai multe lucruri importante, dar desigur că cu linie roșie sunt instrumentele și platformele de comunicare dintre autoritățile publice și societatea civilă. Este un obiectiv prioritar pentru noi. Eu cred cu tărie și în continuare că doar atunci când vom trage în acea direcție și autoritățile publice și societatea civilă, atunci vom obține rezultate mai rapid și mai calitative. Din punctul ăsta de vedere, este un obiectiv care se regăsește, apropo, și în foaia de parcurs, angajamentele noastre față de partenerii de dezvoltare, dar și față de societate. De aceea, mai continuă discuțiile în cadrul acestor ateliere de lucruri, în cadrul grupurilor de lucru cu societatea civilă, nefiind încă identificat un singur instrument instituționalizat. Urmează să definitivăm aceste discuții, doar că eu vreau să nu mai întindem pe mult timp și o să vin cu rugăminte către Cancelarea de Stat să pregătiți o hotărâre de guvern bine consultată cu societatea civilă și cu colegii care reprezintă instituțiile statului, astfel încât prin această hotărâre de guvern să prevedem mecanismele foarte clare de cooperare constructivă cu societatea civilă. Fiecare instituție trebuie să știe când, cum și unde plasează proiectele de documente elaborate spre consultare publică, poate fi site-ul particip.gov.md. Dincolo de aceasta, din punctul meu de vedere, fiecare instituție trebuie să aibă un registru sau o listă a organizațiilor din domeniu, non-guvernamentale din domeniu, care au și expertiza necesară și odată cu plasarea proiectului pe site-ul particip.gov.md să fie înștiințați și ei despre existența acestor proiecte și să intrați în discuții asupra proiectelor elaborate. Doar sunt câteva nuanțe, dar vreau să dezbateți pe larg această hotărâre de guvern, astfel încât să instituim un mecanism foarte clar. Asta nu înseamnă că va substitui Consiliul Național de Participare sau altă formulă care vom găsi și vom ajunge la un numitor comun cu societatea civilă de a instituționaliza această colaborare. Atât mai mult am vorbit și despre monitorizarea și repartizarea imparțială și corectă a asistenței externe atunci când instituim prioritățile de finanțare de asistență externă. În cazul dat vorbesc despre Comitetul Interministerial de Planificare Strategică, unde, din punctul meu de vedere, e bine să se găsească și un reprezentant al societății civile. Trebuie de găsit acest mecanism, cum este identificat reprezentantul societății civile, astfel încât să fie și el și societatea civilă să fie parte la acest proces. Rugămintea mea este să elaborați acest proiect de hotărâre, să fie consultată, dar, cum vă spuneam, în termeni rezonabili, astfel încât până la sfârșitul lunii iulie să avem o hotărâre adoptată în acest sens. Eu